In vederea rispettării prevederilor articolului 11 din ordonanța Guvernului 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare al Consiliului Locale, aliniatul 1 și 4, respectiv a păstrării caracterului secret al votului pentru alegerea viceprimarului, propun următoarele procedee de vot. Fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților propuși de formațiunile existente în Consiliu. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi barate printr-o linie orizontală în numele tuturor candidaților pe care consilierii nu doresc să îi aleagă, iar pe buletin de vot va rămâne nebarat numele consilierilor, consilierului sau, după caz, al consilierului pe care dorește să îi aleagă votantul. Bararea numărului candidatului pe care consilierul nu îl dorește să îl aleagă se va face exclusiv cu instrumentul din cabina de vot. Nu este permisă nicio acțiune care poate să afecteze caracterul secret al votului, de genul firmării, fotografierii buletinului de vot. Eu mă duc mai departe puțin și spun că mai există o metodă prin care se poate vota și o să supun votului dumneavoastră, să vedem care din ele va fi aleasă. Și anume, în dreptul numerului celui care urmează să fie ales, se scrie da, iar celălalt nume rămâne liber și atunci se va urmărea cu definere în funcție de această situație. Aș dori să vă întreb, în cabina de vot este permis să se intre cu telefonul mobil sau sunt toată lumea pe numele pe masă? Legislația prevede că votul trebuie să fie secret. Asigurarea secretului votului se raportează la fiecare dintre noi. Acum mă gândesc că nu trebuie să facem poliție pe aici să vă căutăm pe buzunarul telefon. Eu am întrebat. Ar fi indicat să știți. Deci votul trebuie să fie secret. Dacă aveți orice fel de dubii cu privire la secretul votului, ni le semnalați, vom invalida votul. Și pe procesul verbal. Domnul, vă rog eu, președinte. Domnule a realizat 10 voturi, iar domnul Nemes a realizat 6 voturi.